Despre Betania nu se poate vorbi decât la extreme. Așa a fost mereu, de la început. Se cuvine a pune azi o piatră de aducere aminte. Centrul creștin Biserica Betania Oradea a luat ființă la confluența a două viziuni. Una a Bisericii Pentecostale numărul 1, azi Biserica Betel din Oradea, și cealaltă a SPMCR. Și Betania a început cu baraca, o construcție temporară, având o capacitate de aproximativ 150 de locuri, instalată pe terenul obținut de Teo Bulzan, prin concesiune de la Primăria Oradea. Grație unui grup de oameni, bărbați și femei, clădirea a devenit funcțională. În prima duminică a lunii septembrie, în 1991, au putut începe astfel programele religioase din biserică. Și au fost de atunci, de la acel moment al începutului, multe cântări de închinare, conferințe de instruire a slujitorilor. Viziunea pe care o avea despre biserică, cel ce avea să fie păstor, Teodor Bulzan, și pe care a împărtășit-o bisericii, era diferită față de ceea ce exista doar în câteva domenii. Acum 25 de ani în Oradea, era nevoie de un loc în care tinerii să poată veni la Dumnezeu, fără bariere legaliste, fără de opreliști, un loc în care să bată din palme, să nu mai țină privirea ca un pipirig plecată, ci să îndrepte ochii spre cer, un loc în care să se treacă de forme, să fie zidiți și crescuți spiritual. Construcția a început în primăvara anului 1992, cu resurse financiare foarte limitate, dar Betania a crescut pentru a mări împărăția lui Dumnezeu. S-a construit pentru ca între zidurile ei să se construiască vieți sfinte. Astfel, construcția clădirii crește cu ajutorul fraților programați săptămânal la lucru și care au dat dovadă de credincioșie în lucrurile mărunte. Așa că, din anul 1994, întâlnirile s-au mutat la demisol pentru o perioadă de mai bine de 2 ani. Dintr-o dată, biserica a început să crească numeric. Anul 1996 este unul important pentru ce înseamnă Betania. În primul rând, în luna februarie a fost semnat documentul de fuziune dintre Biserica Holiness din SUA și Biserica Betania din Oradea, România. Apoi, ziua de 22 decembrie a reprezentat inaugurarea, dedicarea noii clădiri, eveniment care a deschis o nouă etapă în creșterea bisericii. Noi dedicăm această biserică, Centrul Creștin Betania Oradea. Toți, noi, toți cei care ne închinăm Domnului în locul acesta, ne dedicăm pe noi înșine pentru slava lui Dumnezeu care ne-a chemat, pentru cinstea și onoarea Fiului care ne iubește, pentru lauda Duhului Sfânt care ne iluminează, pentru promovarea întregii lucrări creștine, pentru stabilirea împărăției lui Dumnezeu în această lume și pentru părtășia cu crucea și cu luna Domnului nostru Iisus Hristos. Amin! Serile de tinere deveniseră un punct de atracție pentru mulți tineri din oraș, prin relevanța lor. Școala duminicală cu copiii era un alt punct forte al bisericii. Școala duminicală a fost și a rămas până azi o pepinieră de creștere de noi învățători și slujitori în multe domenii: închinare, pantomimă, învățători la grupele de copii. Betania la 25 de ani nu este o sărbătoare de final, nu marcăm un sfârșit, marcăm un reper în istoria acestei biserici. Acumulările adunate în toată această perioadă vor fi valorificate de generația care vine, care sub călăuzirea și ungerea Duhului Sfânt va duce lucrarea acestei biserici la cote mai înalte,
la implicarea mai mult și mai eficient și mai cu putere în lărgirea Împărăției lui Dumnezeu, lucrare la care Biserica Betania a fost și este și rămâne în continuare să facă parte. Până la marcarea unui nou reper de genul acesta, vă mulțumim că ați fost și că rămâneți cu noi.